Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la Livada Vâlcea. Astăzi am făcut o tăiere la umăr. Am făcut o tăiere de ajustare de coroană, am rărit și în același timp o normare a burselor. În umăr bătrân, el rodește pe bursă de rod. Cum e aceasta? Da? Adică pe o creștere de o palmă, să zic așa, face 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mere fără probleme. Și atunci am făcut această normare de rod prin coborârea burselor, da? Să aducem rodul cât mai aproape. Aici am făcut o tăiere pentru că aveam o bursă lungă și am lăsat cele două mere de aici din capăt. Aici o bursă decât cu un singur măr sub, am tăiat bursa. Aici este doar o mugure și am încercat să formeze o bursă, da? Dar nu am mai format-o. Aici la fel. Așa arată el acum. Da? Frumos a aerisit cu normarea făcută pe burs. Și acum vreau să începem o altă rămurică, pentru că, ia uitați, fac doar ce pot de pe jos, mai mult de atât nu pot. Bun. O să observ ramura dată, da? Care are lungimea asta și pe ea, să o scot așa să se vadă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, da? De aici și până în capăt sunt 11 mere. Ea, la grosimea ei, nu poate susține mai mult de 2. Și atunci am lăsat 2, 1 aici, 1 aici, 2. Mergem la cealaltă de sub, da? Asta e bursa. Am tăiat și am lăsat un singur măr. Trecem la următoarea, aceasta, da? Care este crescută de sub, dar venim din răsucire, aici mai are un măr. Și atunci rămâne doar mugurele cel mai precoce, care deja este în formă de, în fenofază de urechiuș. Vedem următoarea, lungă, uitați, vin și normez și îmi rămân aici 3 mere. 2 la degetul meu și 1 aici lângă farfec. Sunt multe pentru ea și atunci cum fac? Să-l las pe ăsta mai din spate, parcă nu-mi place. Atunci facem așa și am lăsat unul singur. Aici, uitați-vă, avem 1, 2, 3 și cu ăsta 4. 4 mere. Și din 4 mere eu nu las decât 1. Trecem la următoarea. Următoarea este asta, crescută corect, da? Vedem dintr-o laterală a șarpantei, dar răsucită printre celelalte. Vedem dacă avem măr, avem unul aici. Și o dăm cu totul jos să nu mai facem deranj, pentru că în perioada asta se scutură foarte ușor mugurii. Cea groasă de sub, care o vedem că se duce pe cea din dreapta mea, o eliberăm. Deja ramura, șarpanta s-a dus în sus și asta și-a rămâne cu un singur măr, iar cea din care am tăiat îi las două mere, încă una aici în spate, încă una crescută
Ia uitați. Deci unul care l-am lăsat, of, ușor să nu le dau jos, să le pot filma. 1, 2, 3, 4, 5 și cu 2 din capăt 7. Asta înseamnă normare de rod la bursă. Ia uitați, aceeași problemă. Și merge în concurență, s-a dus după soare, pentru că nu e tăiat nimic, o să mă urc, să desfac puțin vârful, să nu se mai întâmple această problemă. Avem altă creștere, garnisită cu burse, asta nu o lăsăm decât cu 2 metri. Să exemplificăm altceva, aici un ciot în care intra boala, tem la inel și haide să lăsăm 2, pentru că pe capăt aici mai are încă 3. Asta e o bursă foarte lungă. Da, e o bursă foarte lungă și putem la un mucure vegetativ pentru că va atârna. Aici avem o aglomerare, 1, 2, 3, 4 și cu bursa de sub 5. La capătul șarpantei îi facem așa și venim mai în spate, până aici. Da? Cam așa avem de pigulit la el orenșir. Facem cât putem să avem un rod mai bogat. Vă mulțumesc, la revedere!